Începem. Cât am mai rămas? Două minute? Un minut. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorat asistență, vă salut la ședința Consiliului Științific Specializat, vă mulțumim pentru prezență, la fel și deci, domnilor profesori care participă la ședință virtual. Înainte de a începe ședința Consiliului Științific Specializat, permiteți-mi și vă rog ca împreună să reculegem amintirea răposaților
doamna membru corespondent, Marie Nedealcu și profesor Sofronie Valin. Mulțumesc mult! Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat de 166.02.21.1, actualul Consiliu Științific Specializat a fost format prin decizie numărul 2 din data de 26 februarie 2021 al Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, prin care se stipulează formarea Consiliului Științific Specializat de 166.02.21 la Institutul de Ecologie și Geografie, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe geonomice a doamnei Căpățână Luce cu temă riscul la inundație în lunca Prutului, în aval de Costeș Slâncă. La specialitatea 166.02, protecția mediului ambient și folosirea rațională de resurse naturale, conducător științific medial cu Maria, membru corespondent al Academiei de Știință Moldovei, doctor calitate în geografie, Institutul de Geografie și Ecologie, consultant științific Sofronie Valentin, doctor calitate în geografie, profesor universitar. În cadrul Consiliului Științific Specializat a fost confirmat următoarea componență. Boincean Boris, președinte, doctor habilitat în științe agricole, profesor cercetător, Institutul de Cercetări pentru Cultură de Câmp Selecție din Bălți. Bejan Iurie, secretar, doctor în geografie, conferențiar universitar, Institutul de Ecologie și Geografie, Ministerul Educației, Cercetării și Culturii. Cojocar Rodica, deci doctor în geografie, Institutul de Ecologie și Geografie, MEC. Melniciuc Orest, doctor habilitat în geografie, conferențial universitar, Institutul Ecologie și Geografie, MEC, mă scuzați, prescurtat. Dejenar German, doctor în geografie, conferențial universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol. Mulțumim! Referenții oficial, Hiadu Ionel, vă salutăm! Hai. Bună ziua! Hai. Da. Hai, bun. Da. Doctor în geografie, profesor universitar, Universitatea de Lorraine, este corect? Loren. Universitatea Loren. Ia, mersi, mersi bucur. Franța, puțin tică, Anatolie, doctor în geografie, conferențial universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol. Pretendentă la gradul, vă salutăm. Vă salutăm, deci, puțin tică, deci, mă scuzați, deci, dumneavoastră. Pretendentă la gradul științific de doctor în științe geonomice este doamna Căpățână Luce, cu tema tezei riscul la inundații în lunca Prutului, în aval de Costeș Strâncă, conducător științific medial cu Maria, membru corespondent al Academiei de Știință, doctor habilitat în geografie, Institutul de Ecologie și Geografie, consultant științific Sofronie Valentin, doctor habilitat în geografie, profesor universitar. Rugăm secretarul științific să treacă în revistă actele prezentate de pretendent în dosar. Poftim, domnule. Da, vă mulțumesc, domn președinte. Deci, pe adresa Consiliului Științific Specializat, a parvenit dosarul doamnei Căpățână Lucia în următoarea componență. Deci, extrasul din procesul verbal al Senatului Universității de Stat de Tiraspol, privire la aprobarea temei tezei de doctor și conducătorului științific, extrasul din procesul verbal al ședinței Senatului Universității privire la redactarea temei tezei de doctor, de asemenea, am alt extras cu privire la confirmarea conducătorului și, respectiv, numirea consultantului științific. De asemenea, certificatul privind susținerea examenilor de doctorat, lista lucrărilor științifice pe tema tezei, deci conform formularului numărul 1, și copiile, deci conform anexei numărul 13, din specificațiile ANACER. Deci, în total, doctoranda are 19 articole publicate, dintre care 8 articole în colegeri internaționale, 4 articole în reviste de categoria B și 2 articole fără coautori. Astfel, pretendenta îndrunește cerințele ANACER referitor la numărul și calitatea articolelor publicate. De asemenea, avizul catedrei unității primare în care a fost elaborată piesa și avizul conducătorului științific al tezii. Hotărârea pozitivă a seminarului științific de profil, însoțită și de formularul numărul 7 privind evaluarea tezii de doctor de către
seminarul științific de profil. De asemenea, decizia Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare privind formarea Consiliului Științific Specializat, nota informativă al Consiliului de Conducere a NACEP, obiecțiile asupra tezei și răspunsul la nota informativă din partea Consiliului Științific Specializat. De asemenea, avem confirmare privind expedierea autoreferatelor pe adresa instituțiilor pe care a fost aprobată la ședința preliminară a Consiliului Științific Specializat și confirmările că câte un exemplar de teză a fost depus în cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și Bibliotecii Științifice Centrale Andrei Lupan. Respectiv, dosarul corespunde actelor normative ale ANACEC și întrunește toate cerințele necesare. Mulțumesc, domnul secretar. Stimați membri, Consiliul Științific Specializat, rog, dacă sunt careva întrebări, ceva neclarități referitor la dosarul prezentat, rog să vă expuneți. Nu sunt. Mulțumesc. În așa caz, permiteți-mi să ofer cuvântul pretendentei, deci, pentru a prezenta raportul timp de cât aveți? Maxim 20 minute, da? 20-25, da. Bună ziua, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați referenți oficiali, stimată audiență. Propun spre prezentare tema tezei de doctorat, riscul la inundații în Lunca Prutului, Naval de Costești-Stânca, lucrare care a fost realizată sub îndrumarea domnului Sofronie Valentin și doamnei Nedeacov Maria. Actualitatea temei este determinată de necesitatea studierii riscului la inundații și a modului de manifestare a acestuia din punct de vedere spațiu-temporal la nivel local și regional. Hazardele naturale continuă să se manifeste intens în secolul 21, iar o planificare și pregătire a reacției de răspuns este mai mult decât necesară. Inundațiile istorice, în special cele din 2008-2010, au demonstrat că Republica Moldova nu este pregătită pentru o gestionare eficientă a riscului a situațiilor de criză. Arealul de cercetare constituie Lunca Prutului Naval de lacul de acumulare Costești-Stânca și, în special, integrarea rezultatelor cu privire la riscul de inundații într-un plan de gestionare a riscului la inundații pentru zona de studiu. Scopul lucrării este analiza riscului la inundații în zona de studiu prin modelarea acesteia și utilizarea indicatorilor specifici, dar și corelarea rezultatelor ca urmare a analizei datelor istorice, în scopul elaborării planului de management a riscului la inundații în Lunca Prutului, Naval de Costești-Stânca. Obiectivele cercetării sunt caracterizarea zonei de studiu prin prisma manifestării riscului la inundații, evaluarea riscului la inundații în Lunca Prutului, Naval de lacul de acumulare Costești-Stânca, elaborarea unui plan de gestionare a riscului la inundații în zona de studiu, precum și elaborarea de măsuri concrete, astfel încât să se asigure o gestionare eficientă a riscului. Pentru identificarea zonelor de risc de inundații a fost utilizată metoda modelării matematice, utilizând modelul InfoWorks, iar pentru analiza spațială a riscului inundații a fost utilizat tot instrumentarul disponibil din programul ArcGIS. Sistemele informaționale geografice au reprezentat un instrument de bază în analiza geospațială a datelor.
În ceea ce privește noutatea și originalitatea lucrării, acesta constă în abordarea originală a limitelor zonei de studiu, atât criteriul geografic, cât și cel luându-se în considerație, atât criteriul geografic, cât și cel administrativ. Astfel a fost extinse limitele zonei de studiu în afara limitelor de luncă care au fost evidențiate. Evidențierea riscului la inundații în zona supusă studiului, utilizând indicii de risc la inundații de mediu economic și social, precum și a indicului total de risc, prin adaptarea acestuia la condițiile și particularitățile specifice zonei de studiu. Rezultatele obținute pot servi ca reper în calculul acestui indice la nivel de district hidrografic Dunărea Prut și Marea Neagră. A fost elaborată harta digitală de risc a inundațiilor în Nuca Prutului Naval de lacul de acumulare Costești-Stânca și a fost elaborat planul de gestionare a riscului la inundații în conformitate atât cu actele normative naționale cât și directiva inundației, directiva 2007 cu privire la inundații. Problema științifică importantă soluționată constă în faptul că a fost estimat riscul la inundații în zonă lungă a Prutului Val de Costești-Stânca cu integrarea rezultatelor într-un plan de gestionare a riscului de inundații. Aceasta a fost condiționată de faptul că urmarea manifestării riscului de inundații, populația, mediul, dar și economia, ca trei componente importante care sunt afectate de inundații, iar în planurile urbanistice și de amenajare a teritoriului, limitele zonelor de risc de inundații sunt esențiale. Existența planului de gestionare a riscului la inundații și crearea modelului pentru ciclul de management integrat a riscului de inundații contribuie clar la minimizarea numărului populației afectate, dar și diminuarea pagubelor economice prin implementarea de măsuri concrete și eficiente. Rezultatele obținute reprezintă și o bază pentru sistemele de asigurări în caz de inundații. Valoarea teoretică a lucrării constă în realizarea în premieră a unui studiu integrat de analiză a riscului de inundații pentru zona de studiu, prin calcularea acestui indice de risc, indicelui de risc total la inundații și adaptarea la condițiile specifice zonei de studiu. Iar în baza sistemelor informaționale geografice a fost elaborată harta de risc, harta digitală privind riscul la inundații, prin cuantificarea gradului diferit de vulnerabilitate a teritoriului către manifestarea acestuia. În ceea ce privește valoarea aplicativă, a fost elaborat planul de gestionare, au fost elaborate hărți de vulnerabilitate și de risc la inundații, care reprezintă cu reprezentare spațială a zonelor de risc. Dar, în același timp, au fost propuse o serie de măsuri pentru a fi implementate ulterior de către administrația publică locală. În ceea ce privește rezultatele științifice, acestea au fost implementate în cadrul Direcției Politici de Management Integrat a Resurselor de Apă din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția Apele Moldovei, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, precum și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. De asemenea, pe durata cercetării au fost prezentate la diverse conferințe, simpozioane și evenimente cu caracter științific. Ceea ce privește rezultatele științifice propuse spre susținere sunt propunerea unui model de calcul a riscului inundații, hărți de vulnerabilitate și de risc, precum și planul de gestionare a riscului de inundații pentru lunga râului Prut în aval de lacul de acumulare în Costești-Stânca, cu un program de măsuri concrete în asigurare gestionării eficiente acestuia. Sunt prezentate o serie de evenimente științifice la care am participat pentru și unde au fost prezentate rezultatele cercetării. Dacă ținem de prezentarea zonei de studiu, care este lunga râului Prut în aval de lacul de acumulare Costești-Stânca, lungimea râului Prut, care este încadrată în zona de studiu, are o lungime de 576 de kilometri, iar în ceea ce privește manifestarea riscului de inundații în zona de studiu, condițiile de formare a inundațiilor, în special, sunt influențate de condițiile fizico-climatice din munții Carpați și, respectiv, suprafața bazinului sau suprafața arii zonei de studiu reprezintă aproximativ 8% din suprafața bazinului hidrografic Prut, aproximativ 2160 de kilometri pătrați. În ceea ce privește numărul de localități care sunt în zona de studiu, sunt 59 de localități, dintre care 5 localități urbane și 54 de localități urbane, rurale, cu un număr aproximativ de peste 200.000 de locuitori.
Atunci când vorbim despre manifestarea riscului la inundații, cumva am împărțit în analiza acestui aspect, am identificat trei perioade, și anume până la 1973, 1973, 1978 și 1978 până în prezent, aceasta fiind determinată de construcția barajului lacului de acumulare Costeș Stânca. Dar cu o analiză mai detaliată în ceea ce privește manifestarea riscului la inundații după anul 1978, ținând cont că odată cu construcția barajului lacului de acumulare Costeș Stânca, acesta a influențat asupra procesului de manifestare a inundațiilor și datorită faptului că lunga râului Prut a fost regularizată prin construcția diverselor infrastructuri de protecție împotriva inundații, precum ar fi digurile. Două evenimente istorice asupra cărora s-a pus un accent deosebit în lucrare sunt inundațiile din 2008 și 2010. Dacă analizăm rezultatul analizei datelor de la Inspectoratul General al Situațiilor de Urgență, dar și de la alte instituții care ne oferă astfel de date, inclusiv baze de date internaționale, IMDAT și Banca Mondială, inundațiile din 2008 au produs aproximativ 82 de milioane de paguri materiale, pe când cele din 2010 84 de milioane milioane lei. Iar persoanele afectate, 4.000 persoane în cazul 2008 și peste 12.000 de persoane afectate în anul 2010. Astfel, aceasta momentul în care am început cercetarea a fost unul din motivele care a și determinat actualitatea studiului. Datele utilizate pentru realizarea studiului au constat în special date colectate în rezultatul participării la diverse proiecte, iar pe parcursul anilor am participat la diverse proiecte utilizând și rezultatele acestora fiind utilizate în prezenta cercetare, de exemplu proiecte finanțate de PRD sau de Banca Europeană de Investiții sau proiectul Lista Verde ce ține de prevenirea și protecția împotriva inundațiilor sau unul din cele mai recente proiecte fiind proiectul de elaborare a planurilor de gestionare a riscurilor de inundații care a fost implementat în 2018-2019. Ca material inițial de cercetare au fost utilizate o serie de seturi de date, depozitele de deșeuri menajere solide, Corin 2000 sau rețeaua hidrografică, arele naturale protejate care au fost colectate de-a lungul timpului. Estimat riscul la inundații, s-a mers pe două direcții. Pe de o parte, evaluarea preliminară a riscului de inundații și pe de altă parte, analiza de risc în detaliu prin cei trei indicatori de risc, social, de mediu și economic. S-a utilizat ca bază harta hazardului la inundații, care a fost elaborată în cadrul proiectului de asistență tehnică cu privire la protecția teritoriului Republicii Moldova împotriva inundațiilor. Însă partea de vulnerabilitate a fost realizată în baza utilizării terenului, date selectate în baza setului de date Corin 2000. Astfel, după clasa de vulnerabilitate, în zona de studiu au fost identificate 4 clase de vulnerabilitate, foarte înaltă, mediu și joasă. Această clasificare a fost elaborată atât în baza analizei literaturii de specialitate, cât și în baza abordării expert. Ca rezultat, observăm în partea dreaptă, avem harta de vulnerabilitate și prin culoare roșie este reprezentat zonele cu vulnerabilitate foarte înaltă. Iar în partea stângă avem vulnerabilitate, iar în partea dreaptă avem harta de risc. Ceea ce observăm este că dacă în cazul raionului Cahul sau în partea de sud avem vulnerabilitate foarte înaltă, în cazul evaluării preliminare a riscului la inundații și harta obținută ca rezultat, raionul Cahul practic, adică nu există risc în acest caz, deoarece nu există acele elemente care ar fi vulnerabile. A fost utilizată harta de hazard cu extinderea inundației de 1%. Iar pentru analiza în detaliu s-a mers pe ideea de a utiliza
metodologia propusă de ghidul pentru cartare și evaluare riscului scopul gestionării dezastrului, care de fapt reprezintă un ghid complementar la directiva 2007 cu privire la inundații. A fost utilizat metoda matricei de risc, astfel fiind calculat indicele de risc social, economic și de mediu. Pentru indicele de risc social a fost calculat numărul de persoane afectate de inundații, atât pentru indicele de risc social, cât și pentru ceilalți indici de mediu și economic. Zona de studiu a fost împărțită în celule a 100 pe 100 de metri și astfel utilizând această metodologie a fost calculate fiecare indice în parte. În rezultatul analizei numărului de persoane afectate de inundații, în zona de studiu, la extinderea inundației de 1%, sunt afectate aproximativ 5209 persoane, cu o preponderență a persoanelor care locuiesc în limitele raioanelor Hâncești și raioanelor Hâncești și Ungheni. În afară de numărul de persoane afectate, la indicele de risc social s-a luat în considerație și numărul punctelor de aprovizionare cu apă potabilă inundate. Aici s-a utilizat atât metoda de cercetare cantitativă, însă pentru o detaliere se poate de utilizat și metoda de cercetare calitativă. Un al treilea subindice din cadrul indicelui de risc social este lungimea elementelor de infrastructură cheie inundate, poduri, căi rutiere. În general se folosește și căile ferate, dar din cauza că în zona de studiu căile ferate sunt înregistrate doar în partea de sud, nu a fost luat în considerație. La indicele de risc economic am luat în considerație trei subindici: pierderile pentru arele rezidențiale, pierderile pentru arele non-rezidențiale și pierderile din agricultură. Metoda care a fost utilizată este metoda curba, corelația dintre adâncime și pagube. Și respectiv, de exemplu, în zona de studiu au fost identificate orașe mici și localități rurale. Iar, de exemplu, pentru zonele rurale a fost stabilit costul mediu, a fost utilizat pe de o parte costul mediu a unei case și densitatea medie a caselor la un hectar. Astfel a fost calculat valoarea medie a pagubilor la un metru pătrat, fiind calculat la aproximativ 10 euro pe metru pătrat. Au fost identificate localitățile care sunt afectate de inundații și care sunt pierderile pentru fiecare din localități, astfel analizând spațial această informație, iarăși observăm că raioanele Hâncești, Blodeni și Râșcani sunt unele din cele mai afectate. Pierderile pentru arele non-rezidențiale și pierderile pentru arele din agricultură pentru aceasta a fost aplicat factorul de optime din valoarea zonelor rezidențiale a orașelor mari, adică 52 de euro pe metru pătrat, astfel s-a obținut 6,35 euro pe metru pătrat, iar pentru pierderile pentru teritoriile agricole au fost utilizate costurile normate ale produselor agricole, informații care se oferă anual, se actualizează anual de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, fiind de aproximativ un leu la moment. În rezultatul corelării acestor trei subindici a fost obținută harta de risc la inundații, harta de risc economic. Un al treilea indice este indicele de risc de mediu. Pentru indicele de risc de mediu s-au utilizat trei subindicatori, și anume suprafața ariile protejate. A fost suprapus setul de date de arii protejate cu zona de studiu. În rezultat au fost identificate 407 hectare de arii protejate care sunt afectate de inundații. De asemenea, au fost luate în considerație sursele de poluare punctiformă și
sursele de poluare punctiformă, în care se includ depozitele deșeurilor menajere solide, precum și stațiile PECO și de deservire a automobilelor. În ceea ce privește ariile naturale protejate, atunci când se produce manifestă inundația, în principiu acestea nu ar avea un efect negativ, dar în momentul în care se suprapun cu ceilalți doi categorii, ceilalți doi subindici, sursele de poluare punctiformă, fie deșeurile menajere solide, fie stațiile PECO sau gunoiștile, atunci apare și sursa de poluare. Și în cazul acesta s-a utilizat aceeași metodă de suprapunere și în cazul inundației cu în cazul extinderii inundației cu probabilitate de 1%, se observă sau s-a făcut analiza tuturor depozitelor menajere solide care au fost reprezentate sub formă de poligon afectate de inundații și în baza analizei expert s-a făcut o apreciere. Aprecierea fiind de la 0 la 1. Atunci când suprafața când area protejată era afectată, în suprafața inundată existau careva surse de poluare, se face o analiză. În cazul zonei de studiu, în zona pădurii, în zona rezervației științifice Pădurea Domnească, nu a fost identificată careva surse de poluare, însă, ținând cont că avem mai multe depozite de menajere solide neautorizate sau gunoiști neautorizate, s-am considerat ca 0,1, iar în cazul rezervației științifice Prutul de Jos, 0,5, deoarece în Amonte și inclusiv avem aici studiu de caz pe depozitele, pe deșeurile de la Nițeni, a fost apreciată cu 0,5. În final am obținut harta de risc total la inundații. Un alt aspect care a fost analizat în lucrare sunt ciclurile, planul de management a riscului de inundații pentru zona de studiu. S-a urmat planul care este prezentat și conform actelor normative, cât și conform directivei 2007, prezentarea generală a zonei de studiu, evaluare preliminară, obiectivele de management cu cele generale și specifice, măsurile propuse și mecanismele de monitorizare. Astfel, programul de măsuri este în corespundere cu cerințele naționale, fiind identificate instituția măsura prioritară, instituția responsabilă, care sunt indicatorii de monitorizare, precum și alocațiile care sunt oferite. Am identificat o serie de măsuri specifică pentru fiecare obiectiv specific în parte. De asemenea, a fost în programul de măsuri, o parte din acesta a fost utilizată în hotărârea de guvern cu privire la planul de gestionare a districtului hidrografic Dunărea Prut și Marea Neagră. Avem aici câteva exemple prezentate care din măsuri au fost preluate și implementate în cadrul hotărârii de guvern cu privire la planul de gestionare a riscului de inundații. De exemplu, a fost pus accent atât pe partea de măsuri structurale cât și non-structurale. Au fost propuse inclusiv actualizări de acte normative, dar au fost propuse și studii de fezabilitate pentru crearea zonelor umede, naturalizarea fiind unul din priorități atunci când vorbim de identificare de măsuri pentru zona de studiu. Actele, rezultatul realizării studiului, rezultatele acestora au fost utilizate de mai multe instituții, astfel fiind având 4 acte de implementare de la Agenția Apelor Moldovei, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Inspectoratul Situației de Urgență, Direcția Municipii Chișinău. În concluzie, putem spune că cercetările științifice fundamentale în domeniul inundațiilor cu manifestare în limitele actuale ale teritoriului Republicii Moldova, inclusiv cu studii detaliate orientare spre caracterizarea modului de manifestare a inundațiilor, caracteristicile hidrologice care au contribuit la formarea și declanșarea fenomenului extrem, au fost realizate începând cu anii 70 ai secolului 20. Însă, cercetările fundamentale pe riscul de inundații nu au fost efectuate. După 2000, însă, apar o serie de articole științifice, dar și lucrări
în domeniu, inclusiv prin inclusiv o serie de proiecte. Pentru prima dată, cercetările în domeniul riscului au fost asociate cu hazardul de inundații în 1921 la inițiativa lui Knight, iar abordarea conceptului de risc de inundații a suferit modificări și interpretări de-a lungul timpului, din 1936 până în prezent, una din abordările standardizate fiind și propunerile sau definiția inclusă în directiva 2007 cu privire la inundații. A fost realizată evaluarea preliminară a riscului la inundații pentru zona de studiu, pentru care a fost utilizată harta de hazard la inundații cu probabilitate de 1%, obținută prin modelarea hidraulică ICM, ca rezultat a proiectului SCOR de asistență tehnică și management în vederea protecției împotriva inundațiilor. Dar a fost realizată și elaborată harta vulnerabilității în baza setului de date Colin 2000. Pentru o analiză mai detaliată a riscului de inundații pentru zona de studiu a fost elaborat modelul de calcul a riscului de inundații în baza matricei de risc, aplicată pentru cele trei categorii de indice exprimată sub formă de impact social, economic și de mediu. În premieră a fost realizat un studiu integrat de analiza riscului de inundații pentru lunga prutului, prin calcularea indicului total de risc, utilizând sistemele informaționale geografice, astfel, rezultatul analizei spațiale, observând că cele mai afectate localități în Traioane, Rășcani, Ungheni și Hâncerci și Cantemir, a fost elaborat planul de gestionare a riscului de inundații și identificare de măsuri, iar în ceea ce privește recomandările, rezultatele obținute pot folosi ca reper în calculul riscului de inundații la nivel de district sau la nivel de bazin în cazul, iar pentru o zonă de studiu cu o suprafață mai mică decât zona de studiu, este posibil de aplicat metoda de cercetare calitativă. Rezultatele obținute pe categorii de risc separat pot prezenta scor pentru APL pentru estimarea pierderilor maxime posibile. Iar rezultatele au fost utilizate la elaborarea hotărârii de guvern, prefer la planul de gestionare a riscului de inundații, dar de asemenea s-au propus și recomandări către administrația publică locală, de exemplu pentru zonele de risc de inundații foarte înalt, precum ar fi satele Gotești, Țigan, Castoianov, Calin Cantemir sau Mințeni, Raionul Hâncești sau municipiul Ungheni, să integreze rezultatele obținute în planurile urbanistice generale a localității pentru a fi utilizate ca suport decizii în procesul de dezvoltare economică acestea. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim mult, doamnă Luce, v-ați încadrat în timp. Acum procedem la întrebări și răspunsuri. Pot participa cu întrebări nu numai membrii Consiliului Științific, dar toată audiența, din cauza susținerii publică, deschisă. De ce poftim? Poftim, da, poftim. Stimată doamnă președinte, iată dumneavoastră ați făcut referință la inundațiile din anul 2010, când câteva lucrători de la inundații au fost studenți afectate de inundații și vreau să vă întreb dacă ulterior a fost elaborat un plan de gestionare post-inundații, un plan de intervenție, ca să zic așa, care ar putea fi aplicabil și altor localități, supuse acest risc. Și pentru că, în practic, deja au trecut 10 ani de la aceste inundații, vreau să vă întreb în decursul acestui timp cât de mult au fost verificat capacitățile de diviziunea managementului riscului la inundații, în special când vorbim de populație. Cât de bine este populația, cât de bine este pregătită populația la selecționare în caz de un risc la inundații, în localitățile care sunt supuse acest risc. Da, într-adevăr au trecut, mulțumesc pentru întrebare. Mersi pentru întrebare. Într-adevăr, au trecut 10 ani de la ultima inundație de proporție, fiindcă și în anul 2020 teritoriul Republicii Moldova, inclusiv zona de studiu, a fost încadrată în zona galbenă, în ceea ce privește manifestarea riscului de inundații. Dar dacă vorbim despre în rezultatul sau pe parcursul cercetării am realizat și studii de genul percepției riscului la inundații și am fost în teritoriu după manifestarea inundației din 2010, în 2013-2016, având o serie de ieșiri în teritoriu, ulterior în 2018-2019. Din păcate, nu există niște planuri de comunicare în ceea ce privește planul de comunicare către populație și astfel să existe o pregătire a populației pentru o reacție de răspuns în cazul manifestării unui astfel de eveniment, fiindcă cumva a trecut acest eveniment și chiar dacă consecințele au fost grave la acel moment, populația nu este la... sau
nu este informată cum ar trebui să interacționeze pe de o parte, iar în planurile de dezvoltare a localității, fiindcă nu toate sau puține localități au planurile urbanistice generale, practic nu se includ aceste aspecte legate de zonele de risc de inundații. Și una din măsuri care a fost propusă și în programul de măsuri realizat pentru zona de studiu este integrarea acestor strategii de comunicare la nivel de administrație publică locală, pe de o parte, dar pe de altă parte informarea cetățenilor în ceea ce privește acțiunile pe care trebuie să le întreprindă în cazul în care apare un astfel de eveniment și ce nu ar trebui să facă. De exemplu, unul din aspectele asupra care am pus și accentul este mentenanța infrastructurii de protecție, în special a digurilor de protecție, într-o stare tehnică conformă, deoarece majoritatea populației utilizează aceste diguri de protecție ca un mijloc de cale de scop de transport. Astfel, o parte din digurile de protecție sunt distruse de propria populație, iar în cazul în care se va manifesta o nouă inundație, sigur că aceste diguri de protecție se vor ceda foarte ușor datorită fisurilor existente deja și stării tehnice neconforme. Mulțumim. Sunteți să-ți făcută. Mulțumim. Poftim următorul. Care dorește? Poate să spun. Desigur. Doamna Lucie, termenul risc, ce asta este? Kilograme? Lei? Ce are este? Depinde în valoare monetă, dacă vorbiți de indice, aveți în vedere indicele de risc total, atunci a fost calculat în valoare monetară, în bani. Da? Dacă vorbim despre risc social, atunci vorbim despre populația afectată, numărul populației afectate. Dacă vorbim despre riscul de mediu, atunci vorbim despre, sau a fost calculat în baza unui, hai să zic, indice, de la 0 la 1 și a fost acordat în dependență de analiza situației din teren. Nu știu dacă am înțeles corect ceea ce m-ați întrebat. Risc poate să fie 0. Riscul poate să fie 0, de exemplu, în cazul zonelor acvatice, de exemplu, în cazul, da, aici ar putea fi, de fapt, nici nu este folosit, dar este fără risc, nu este risc zero. Ok, dacă ar fi risc, ar fi hazardul și vulnerabilitatea, produsul dintre hazard și vulnerabilitate, dacă vorbim de definiție. Mănâncă замечание относительно термина, содержание темы. Мне кажется, что пропущено одно слово. Вот читаем. Риск урбанизации. Так. Риск инундации. În lunca prutului în aval. În aval de Costește Stâncă. Ce este Costește Stâncă? Barajul? Lacul de cumulare? Îmi pare că în limba rusă nu merge așa, în română merge. Ну, а кума с... А тут есть и на русском, надо его посмотреть, аннотация. Ну, не все знают, что такое, это же международная проблема, риск наводнений. И если это говорится четко, что это, наводнения всегда связаны с этими проблемами, с водохранилищами. Спасибо. Вы мультимес пентру обекции, сау пентру сучести. Это вам предложила руководитель, да? Да, но я тончка нам стабилит, фенька тема мя фост редактата для лугу тимпулу и дела о денумире фарти мари ультериора фост редактата. Ши ла рекомандаря. Ну, это не есть огромная погрешность. Это есть проблема для формула о темы.
cu denumiri destul de mari. Și atunci, ca să, fiindcă lacul de acumulare era cumva s-a considerat că este o denumire mult prea mare dacă am fi inclus în titlu și lacul de acumulare. Dar deja în structura tezei, sigur că aici se are în vedere lacul de acumulare Costel Ștenca. Mulțumesc! Poftim! Când să mai gândesc colegii, eu vreau să spun că lucrarea are un caracter foarte amplu, foarte complex, deci o abordare foarte aprofundată. Vreau să aflu, în afară de întrebările cele care le-ați cercetat, au apărut niște întrebări suplimentare la care deja meditați și de ce vă întreb lucrul ăsta, fiindcă deci eu cred că lucrarea care azi o prezentați este un rapier, un repier pentru activitatea mai departe asupra doctorului în habilitate. Deci, și vă chem, și deci, sunt foarte insistent prin asta, ca să continuați cercetarea, și atunci, dacă ați continua, la care aspecte ați atrage atenție, sau care s-o poate sunt întrebări care merită și necesită a fi studiate ulterior? Mulțumesc pentru întrebare, domnul profesor. Într-adevăr, în rezultatul cercetării sau pe parcursul cercetării și pe parcursul cercetării mi s-au apărut diverse întrebări la care sau pe care nu le-am abordat în această lucrare sau le-am abordat superficial. Unul din domeniile care pe mine personal mă pasionează și mă interesează, inclusiv pentru o cercetare de viitor, este partea de managementul riscului la inundații, anume pe planul de managementul integrat a riscului la inundații și cu partea asta de percepția riscului la inundații, fiindcă eu am făcut și ceva studiu, adică în lucrare nu este foarte bine reflectată această parte de percepție, ci este doar că nu atât de mult, respectiv partea de managementul riscului la inundații, percepția riscului la inundații ar fi un domeniu pe care l-aș continua în viitor spre a fi cercetat, fiindcă partea asta de social, cum influențează, impact negativ, pozitiv, m-a interesat pentru a... Extraordinar! Ați formulat și tematica următoarei lucrări. Mulțumesc! Poftim! Mulțumesc. Cine mai... Da, poftim! Vine în coșii mei! Ok, mulțumesc pentru întrebare. Conform metodologiei, eu am luat conform metodologiei. Dar este tradusă. Dar respectiv, în cazul, conducându-mă de metodologia propusă de directiva 2007 și analizând acel ghid care a fost complementar sau suplimentar la directivă, ținând cont că practic toate actele sunt traduse și în limba română, cumva am găsit în literatura de specialitate de acest indice total de risc și cumva am evaluat această ca definiție am luat acest termen. Dar poate că ar fi cazul de mai gândit și eventual pentru ulterioare cercetări de găsit o definiție, fie indice total, fie de indice agregat. Dar urmează să mă gândesc la acest aspect în contextul în care sigur că studiile pe domeniul riscului inundații vor continua și devine o sau rămâne o prioritate. Mulțumim, cer să dragi întâi, nu-i ridicat, nu observat, mă scuzați. Aș vrea să vă întreb dacă există vreo diferență între abordarea fenomenului de risc de o parte și de alta a râului Prut și dacă există, ce ar trebui de făcut ca să nu existe. Aveți în vedere partea dreaptă și partea stângă? Da, 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 da. În principiu, de asta și eu am utilizat directiva, metodologia utilizată este conform directivei Uniunii Europene, directiva privind la inundații, directiva 2007. Respectiv, în cazul României este aceeași abordare în ceea ce privește... Poftim? Da, să ne ducem la cancelare. Da, fiindcă la noi există un procesul, de exemplu, de aprobare a planurilor de gestionare riscului la inundații. Pe de o parte, trebuia să ne conformăm directivii 2006, actelor normative naționale și pe de altă parte a directivii 2007. Există niște mici diferențe, dar în ceea ce privește abordarea termenului de risc metodologiei în lucrarea mea, este în conformitate și cu partea de directivă Uniunii Europene. Respectiv, este standardizat acest aspect. Mulțumesc. Poftim. Da. Eu am vrut să întreb, clar și în contextul acestor măsuri
pentru planurile de management. Ce parte, eu am participat, am avut ocazia să particip sub îndrumarea colegii în echipa de elaborare a acestor planuri de management. A fost depus un efort enorm. În cercetarea dânsei au fost elaborate un volum considerabil de măsuri și întrebarea mea este ce parte din ele, ce pondere a ajuns până la urmă în hotărârea de guvern aprobată, fiindcă eu la un moment dat m-am retras de atât, m-am certat cu secretarul de stat al Ministerului din cauza asta. Dacă sincer nu am calculat, mulțumesc pentru întrebare, dacă sincer nu am calculat câte din ele s-au regăsit, dar în ceea ce privește, adică ca număr mă refer, da? Ceea ce a fost acceptat de minister și au fost incluse în programul de măsuri, sunt incluse atât măsurile non-structurale, cât și măsurile structurale. O parte din acele segmente de DIG, de protecție, care ar asigura protecția populației, au fost luate în considerație și au fost incluse ca măsuri, de exemplu, dar unele segmente de DIG de protecție ca măsură prioritară pentru următorii 5 ani, fiindcă asta s-a făcut în cadrul programului de măsuri, nu au fost acceptate. Adică a fost redus la minim segmentele de DIG de protecție care urmează a fi reparate. La parte de aspect instituțional, acte normative, la măsurile non-structurale, atunci ei au fost mai deschiși, să zic, și au acceptat acele măsuri, actualizare de acte normative sau realizare, elaborare de regulamente, mai ales ceea ce privește includerea în strategiile locale a elementului de pregătire a populației pregătirea populației în caz de manifestare a riscului de inundații. Adică, nu știu ca procent, dar au fost incluse. Dar una din măsuri care eu am insistat să fie inclusă și, din păcate, nu a fost acceptată de către reprezentanții administrației publice centrale, a fost parte de sistemul de asigurări la inundații. Adică acesta, dar eu consider că includerea acestuia și crearea, elaborarea unui cadru normativ clar pe sistemul de asigurări la inundații este necesar pentru Republica Moldova pentru a diminua și a minimaliza riscul de inundații. Dar, din păcate, nu a fost acceptat și nu este la noi programul de măsuri. Și pentru a diminua povara asupra bugetului. Bun, mulțumim. Mai sunt întrebări. Cum să mai gândesc că membrii Consiliului Științific Specializat și prezent, deci dumneavoastră ați abordat problema inundațiilor. Aceasta este o parte medalie. Altă parte medalie, secetul. Oarnie în neacă, mă scuzați expresie, oarnie usuplă. Deci, și de fapt, ambele sunt consecințe la management, la nivel de landșaft. Care s-o coate să ieșeți în niște momente principiale sau ce este principial la nivel de management, la nivel de landșaft, ce ar trebui să fie, fiindcă asta au menționat și clasii agriculturii, pedologiei, clasii biologiei, același profesor Lepceaiu spunea că în vizita dumnealui în Basarabia, în 1893, când dumnealui colecta material pentru rinita sa carte ruschi cernozeom, lui spunea că în zona de stepă este o discrepanță în raport între păduri, suprafețe sub păduri, sub pajești și sub terenuri arabile. Cum s-o coate de asta? Noi avem un raport optim sau aici este o disturbanță, este o problemă și foarte mare, de fapt. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, este o problemă, mai ales că zona de studiu fiind o zonă de lungă, da? Și în zona respectivă sunt suficiente terenuri agricole care sunt valorificate și respectiv fie inundațiile, fie secetele pe de o altă parte le afectează. Și cumva am precăutat și acest aspect
sau ne-am gândit la acest aspect, mai ales în contextul acelor polderi. Existe polderi și valorificarea sau utilizarea lor rațională și captarea atunci când există acest exces de precipitații, să fie captată acea cantitate de apă în surplus, să fie captată în acele polderi și ulterior să fie utilizate în perioada când sunt anii mai secetoși. Adică cumva am abordat, dar... Mulțumim! Un moment foarte important, este o temă foarte probabil la discuție, eu cred că aici mult. Poftim, care mai dorește să... Este întrebare sau obsuждение? Și ați peridiom la obsuждение. Dacă mai sunt întrebări, poftim. Dacă nu, trecem la discuții. Mai sunt întrebări sau nu? Nu sunt întrebări, da? Mulțumim, atunci, dar trecem la discuții. Pe imaginea rezultatelor obținute de pretendente, vă rog părerea, opiniile dumneavoastră referitor la materialele expuse. Da, пожалуйста, vă можете высказаться. Конечно, я понимаю Лучею, она взялась за очень сложную работу в области гидрологии и водохозяйственных исследований. Сама диссертация — это такой комплекс энциклопедического содержания. Я прошу прощения, у вас еще сейчас есть возможность? Еще одна возможность будет выступить. Так что потом. Ну, пожалуйста, извините. Я познакомился с ней, сколько, так сказать, это. Она мне, честно говоря, нравится. Мы вошли в глубину некоторых проблем, которые и в гидрологии не решаются, и в водохозяйственных проблемах висят. Это очень важно, но все-таки эта проблема требует четкого определения при управлении водными ресурсами, при управлении движением паводочной волны в процессе формирования стока. Вот мне такое впечатление, что вы немножко эту проблему наводнений только по литературным данным взяли. Никаких, так сказать, дискуссий в этом вопросе у вас не появилось. Мне кажется, что это не совсем так. Дело в том, что риск – это есть произведение двух компонентов. Один из них – это вероятность появления паводочной волны. Любочка, если вы возьмете за эту задачу, то я не знаю, это не только кандидатская диссертация, это докторская диссертация. Она уже назвала название следующей темы. Я имею в виду хабилитат. Ну, естественно, что она требует углубления и расширения. Вот. Мне кажется, что у вас есть такая возможность приступить к более детальному исследованию, не брать всю проблему, а вникать в одну из задач. Выбор вероятности паводочной волны. Чем диктуется? Чем диктуется выбор этой вероятности пропуска паводочной волны через водохранилище или без водохранилища? Она диктуется вероятностью появления паводка. А вероятность появления паводка – это статистическая, генетико-статистическая характеристика. Ой-ой-ой. Поэтому, вы понимаете, расчеты пропускной способности водохранилища или вообще паводочной волны – это особая проблема. За рубежом сейчас, так сказать, специально посвящают этой проблеме исследования и нормативные документы. Мы сделали такой нормативный документ, но мне кажется, что не совсем он доступен для инженеров, гидротехников. Они любят эту старую нормативную характеристику и все, и круют. И что получается? Вот видите, вы столкнулись с таким наводнением, которое, так сказать, го-го-го-го,
пропуск паводочной волны, это составляет порядка 1700 кубов в секунду, а на самом деле пришлось сбросить 3000. Что это такое? Что это за инженеры? Я хочу вот что вам прежде всего пожелать дальнейших успехов в этой области. Вы знаете, что у меня такое впечатление, что ответы на ваши вопросы могли бы быть лучшим, так сказать, элементом защиты, чем то, что вы прочитали. Мне кажется, что структура организации защиты надо сделать замечание защищающим. Дают плакат, если кувинты не читай из этого самого. Вот. На следующий раз, пожалуйста, так сказать, имейте в виду, надо понимать, что ум ясен не только через чтение, а через беседу человека. Эта структура такого организации на собраниях была в Советском Союзе, когда Леонид Ильич Брежнев и другая, так сказать, компания читали «Дорогие, дорогие», а дальше не знают, что он должен сказать. Надо учитывать фактор волнения. Успеха вам, здоровья. Я, вы знаете, пользуясь случаем, хочу вам просто сделать подарок. Вот есть такая у меня книжоночка. Вы ее видели, может быть, и не видели. Вот «Наводнение и паводок». Это это проблема, которой вы начали, посвятили себе жизнь. Я очень бы хотел, чтобы вы не оставляли, а углубляли эти исследования в этой области. Счастья, здоровья. Спасибо. Это еще раз доказывает, что вопросы, которые сегодня рассматриваются, которые лучше рассматривать, они многодисциплинарные. Их нельзя решить специалистом одного профиля. Ну, конечно. Это должна быть целая группа специалистов разных профилей. Поэтому в этом плане вот, это еще раз подтверждает, что тут, как называют на румынском, непочатый край работы, да? Анима Рома Шаскунь, да? Да-да. Лечеш певитор, певитор в ней. Аль поспитате, каз адунь у экипы май ларге, шин кадру проекту комитет европейне, финка аича ши парте мукуратор, к аскон укра держа, к парте румыну, к парте украиняна, финка лукра аста палки появляется не здесь, в Молдавии, в значительной степени наш сосед, Украина, нам создает эти проблемы. И мы должны обязательно рассматривать, что там происходит. Потому что иначе мы не решим только у себя. Там, честно говоря, повторим, чини до речи с Шекспуном Парере. Спасибо большое. Да. С Шекспуном Парере, с партийщиком на дискуссии, приготовленном материале, который был презентат. Хорошо. А если есть лишний экземпляр, я буду очень признателен. Не взяли лишний экземпляр? Что? Лишнего экземпляра нет у вас этой книжки? Я не понял. Лишнего экземпляра этой книжки нет у вас? Еще один экземпляр? Да. Есть. В следующий раз. На следующий. Ну, хорошо. Я прошу прощения, конечно. Я прошу прощения, что, скажем так, не совсем скромно поступаю. Повторим, чьи не дурешки? Да, повторим. o structură și sperăm că autoarea a
structura lucrarea concluzii din producere, cele patru capitole. Și sigur și eu am utilizat o serie de surse bibliografice, număr de 460, care i-au îmbogățit conținutul lucrării, au orientat-o în metodologia utilizată. Rezultatele lucrării sunt destul de importante, au importanță teorică, practică, didactică, ceea ce denotă și acele implementări care au, despre care s-a vorbit. Lucrarea este o teză finisată, ceea ce corespunde cerințelor regulamentului ANACEC și consider că autoarea merită conferirea titlului de doctor în științe geonomice la specialitate 866-02, protecția mediului la neam și folosirea națională a instituției. Felicitări, sănătate tuturor! Mulțumim, mulțumim! Poftim, cine mai dorește, dacă sunt doritori, să expună marginea rezultatelor obținute. Da, poftim. Mulțumesc, domnule președinte, domn profesor Boiancean, onorat asistență, dragi prieteni. Numele meu este Vitalie Dilan și eu sunt coleg de facultate, mai nou și de laborator cu domnișoara pretendentă, iar motivul pe care nu știu, m-a determinat să-mi expun niște gânduri cu referință la parcursul, devenirea acestei lucrări este în primul și în primul rând acela că eu am avut norocul și fericirea de a fi îndrumat pe parcursul încercărilor mele multiple de a face știință de aceiași minunați doi oameni, este vorba de profesorul dr. Habilitat Valentin Sofroni, cât și de doamna academician Maria Nedealcov, care cu siguranță acolo undeva în alte dimensiuni acum trăiesc un profund sentiment de împăcare, mulțumire și realizare. Povestea a început, mă bucur să-l văd aici pe domnul Boboc. Domn profesor, vă salut de mult. Atunci când într-un master de mediu, tot aici la Institutul de Geografie și Ecologie, sub îndrumarea domnului profesor Boboc, pretendent așa, a făcut a doua teză de master, încercând să se ocupe de partea de care a menționat domnul profesor Melniciuc, analiza hazardului, procesului, fenomenului natural de risc, dar și-a dat seama că este mult prea complicat. Și atunci, în doctorat, și-a pus problema analizei riscului, mai ales că deja evoluția lucrurilor cu prezența de noi date în cadrul multiplilor proiecte în care ea a fost implicată, a permis utilizarea niștor măști de inundabilitate, probabilitate de inundabilitate deja definite, iar lucrarea s-a bazat în mod special pe analiza riscului la inundații și aici cumva a rămas în spate niște lucruri punctuale pe care dânsa le-a realizat. În primul rând, acea analiză a perceperii pe un număr mai mult decât reprezentativ de sondaje realizate personal, eu nu mi-amintesc cifra exactă, dar în jurul de 1000, dacă mi-amintesc eu, 1200, este un sondaj pe care se putea face o teză pe perceperea riscului separat. Ulterior vine proiectul de asistență tehnică în care publică împreună cu persoane notorii din Europa, David Rebstorn de la ICMH, care produc cel mai, nu știu, dedicat soft de modelare în domeniu, și cei de la Beta Studio, articol publicat în reviste cotate în bazele de date naționale, în care autoarea reușește mai bine decât în prezentarea de azi să adapteze de fapt modelul de calcul a pierderilor în baza curbei de adâncime pierderi, fiindcă acea curbă clasică citată nu este curba originală, dar este o curbă adaptată în baza analizei la condițiile teritoriului Republicii Moldova. Și atunci când proiectul ISTA Verde
domnul director, și-a propus să realizeze hărțile de hazard și risc la inundații pe prut, ca să fie raportate la directivă, cumva pretendenta a fost ca și cum indicată pentru partea de evaluare a vulnerabilității și calcul a riscului pentru acel atlas frumos care există pe undeva și prin spațiu mediatic și prin birourile oamenilor, astfel încât finalitatea logică a fost hotărârea de guvern privind aprobarea planurilor de management a riscului la inundații, condusă fiind echipa de pretendentă și cu multă luptă încercat să... Problema cu riscul nu este doar obligator că fenomenul de inundație are doar caracter și consecințe negative. Noi, fiind o echipă, am luptat și pentru partea asta de renaturalizare a lungii. Iar o serie de măsuri, de asta am zis de măsuri anterior, au fost iarăși omise. Dar, totuși, iată, acest, cum să zic eu, până la urmă, cercetarea noi o facem ca să ne facem viața mai bună, în esență. Și iată, această... să zic, latură a aplicabilității rezultatelor și recunoașterii acestora, atât în publicațiile, cât și în prezentările, dar ce spunea domnul Bacal, să ajungi la cancelare și să te lupți cu Ministerul Economiei, Finanțelor și a Justiției ca să promovezi o hotărâre de guvern. Asta este o temă chiar aparte. Și autoarea a reușit, pentru care felicitările noastre și profundă recunoștință. Mulțumim, mulțumim mult. Poftim, mai sunt... Da, poftim. Să zic și eu câteva cuvinte. Vreau să încep cu a o felicita pe domnul Căpățână cu acest eveniment de astăzi. Este o încununare a unei cercetări de lungă durată și nu doar de dânsa, ci și pe noi toți, având în vedere comunitatea geografică din Republica Moldova, pentru că s-a reușit într-un final a elabora această lucrare foarte importantă. Este o lucrare pe cât de complexă, pe atât de mult lucrată, fiindcă a utilizat o cantitate enormă de informații și cercetări și colectare de date la fața locului, utilizarea foarte eficientă a rezultatelor altor proiecte anterioare, ceea ce este de asemenea deosebit de important. Noi de multe ori începem activități, începem proiecte de la zero și mai puțin clădim pe ceea ce deja există. Lucia a utilizat și o metodologie foarte adecvată, o metodologie care de fapt este un cadru metodologic integru care poate fi foarte ușor de reprodus în alt teritoriu și zona de studiu foarte bine gândită, chiar dacă poate, am zis lucrul ăsta și altă dată, cumva prea largă. Se putea de mers și pe o zonă de studiu mai mică ca suprafață. Totuși este o zonă care suferă de pe urma acestor hazarde, inundații și lucrul ăsta se întâmplă din când în când și era necesar și acest studiu, era necesar și planul de măsuri pentru reducerea riscului la inundații și eu cred că Lucia s-a descurcat foarte bine cu această sarcină și cu acest fapt vreau să o felicit și să urez ce să continuare. Mulțumim! Poftim, mai sunt doritori. Dacă nu sunt doritori, atunci... Domn președinte, da. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua. Bună ziua tuturor! Îmi cer scuze, dar aș vrea să spun câteva cuvinte, dacă se poate, da, de la distanță. Plăcere, desigur. Vreau să amintesc că lucrarea prezentată de astăzi către doamna Lucia Căpățină a fost elaborată într-o perioadă destul de apreciabilă. Dacă a realizat cercetări încă rezultatele inundațiilor din 2010, deci doar din acest punct de vedere avem deja 10 ani, dar ceva s
s-a început un pic mai înainte. Deci, în această perioadă destul de îndelungată, domnia a reușit totuși să analizeze, să sintetizeze aceste rezultate și să le aranjeze în cele patru capitole care sunt impuse de către organele respective. Cândva eram mai liber să determinăm singuri ce capitole, cum să le aranjăm, nu ne dicta nimeni structura lucrării. Singur eram responsabil de structura, de rezultatul acestor cercetări. Vreau să spun mai în primul rând însemnătatea destul de mare aplicativă pe lângă cea științifică despre necesitatea cunoașterii riscului la inundații ne vorbește situația de astăzi, de ieri și de astăzi în Moldova din partea dreaptă a Prutului, unde au loc inundații, putem spune, catastrofale, cu jerți, două jerți, așa am înțeles din presă că ți-am găsit eu. Deci, din acest punct de vedere, evident că studiul acestei semantice este destul de valoros, destul de are valoare, deci, aplicativă din mijlocit practică. Dacă vorbim de cercetare științifică care a fost realizată de scopul științific, metodologia, în primul rând vrem să apreciem că au utilizat metodele contemporane, cartografice, modelări, utilizare cu succes a sistemelor informatice, geografice. Și vreau să menționez, poate nu cunosc tot problema până la sfârșit, dar mi se pare că pentru prima dată în cercetările din spațiul nostru se utilizează deci, cercetările aceste conform metodologiei propuse de experții europeni, de Uniunea Europeană, în vedere de 2007, de propuse de experții din Uniunea Europeană. Vreau să zic de asemenea că foarte impresionant este că propunerile cele care au fost realizate în rezultatul acestor cercetări au fost incluse în planul de gestionare a districtului hidrografic Dunăre, Prut și Marea Neagră, o mare parte din aceste propuneri la care am participat și eu într-o măsură oarecare. Aș vrea să menționez că dumneai analizează problema aceasta, putem spune, din punct de vedere spațial. Dacă vorbim temporal în timpul anumitor perioade de timp. Dar nu se vorbește deci aici despre dinamica unde de viitor. Nu se analizează problema aceasta. De ce? Nu s-a pus această problemă în discuție aici. Deci, probabil, rezultatele cercetării realizate pot servi ca un suport pentru a identifica în viitor, să zicem, și perioadele posibile a prezenței inundațiilor cu valori apreciabile. Să zicem iată, dacă analizăm valorile scurgerii râului Prut, în perioada de observații luăm din 45 încoace, pot fi identificate anumite perioade, cicluri anumite, să zicem așa, cu scurgerea medie dintr-o anumite perioade care corespunde cu valoare medie multianuală, alte, să zicem, perioade se caracterizează cu scurgerea mai mare de cea medie multianuală, deci ar fi perioade cu ape mari, așa convențional să le numim, și avem perioade cu ape mici. Iată așa perioadă, dacă perioade cu ape mari s-a finalizat undeva în 2010, să zicem, și de atunci s-a început o perioadă cu ape mai mici, care a durat până în 2011 și anul acesta e de avem perioada anul când se începe o perioadă, presupunem, cu ape mai mari, ape mai
scurgem mai putem să așteptăm în perioadele următoare, cel puțin în 10-12 ani următoare. Deci puteți prezice că inundații vom avea și mai multe în perioada aceasta decât am avut în perioada precedentă de 11 ani. Deci și cercetările dumneavoastră, dacă le-ați analizat dumneavoastră să aveți studii și problema precipitațiilor, am văzut acolo, aveți o lucrare, mi se pare cu doamna, cu reverențața doamna Mindeaucă, și dacă analizați mai departe, veți putea ajunge la aceste concluzii. Dar vreau să zic că lucrarea e bine aranjată, materialul grafic e prezentat conform cerințelor, concluziile sunt destul de reușite, mi se pare, cum le-am văzut eu fugitiv. Deci, merită să fie apreciat de asemenea și propunerile, implementarea rezultatelor cercetărilor din mijlociță și cred că pe deplin dumneavoastră meritați să vă fie conferit titlul de științific, de doctor în științe geonomice, specialitatea cu care 166.02. Deci, și vă doresc succes. Mulțumim mult, domn profesor Boboc. Vă scuzați de gălăgie, în vecinii fac reparații. Mulțumim, domnul profesor. Se întâmplă, da. Bine, mai sunt doritori de a-și expune părerea sau nu? Dacă nu, atunci vreau să spun că au pervenit avize și l-au autoriferat și la alți experți. Permisiunea dumneavoastră, rugăm pe domnul secretar să prezinte aceste avize. Mulțumesc, domnul președinte. Deci, mai întâi de toate vreau să menționez în cadrul ședinței preliminare a Consiliului Științific Specializat, care a avut loc pe 24 martie, obiecții asupra tezei și autoreferatului nu au fost. Deci, pe adresa Consiliului au parvenit 10 avize. Prima aviză este de la domnul profesor Belașcu Ștefan, doctor în geografie, catedra de geografie fizică și tehnică, facultate de geografie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România, aviz pozitiv fără obiecții. A doilea aviz a venit din partea doamnei decan al Facultății de Construcții, Geodezie și Cadastru, Universitatea Tehnică a Moldovei, doamna Nistor Lopotenko Livia. Aviz pozitiv fără obiecții. Al treilea aviz a parvenit din partea domnului decan al Facultății Geografie Universitatea de Stat din Tiraspol, domnul Ion Mironov. Aviz pozitiv fără obiecții. Al patrulea aviz a parvenit din partea doamnei profesor Iade Gabriela, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iași, România. Aviz pozitiv fără obiecții. Al cincilea aviz a parvenit din partea doamnei șef de catedră, doamna Volunteer. O felicităm încă o dată cu ziua de naștere. Catedra Geografie Generală, Facultatea de Geografie, Universitatea de Stat de Tiraspol. Aviz pozitiv, fără obiecții. Următorul aviz a parvenit din partea domnului director adjunct al Agenției Apele Moldovei, domnul Radu Cazacu. Aviz pozitiv, fără obiecții. Următorul aviz este din partea domnului doctor, director al Direcției Baziniere de Gospodărire a Apelor, domnul Grama Vasile. Aviz pozitiv fără obiecții. Următorul aviz este din partea domnului director interimar al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, domnul Grigoraș Mihail. Aviz pozitiv fără obiecții. Următorul aviz este din partea doamnei doctor Cojocaru Olesea, Facultate de Agronomie, Universitatea Agrară de Stat, aviz pozitiv, fără obiecții. Și ultimul aviz este din partea domnului șef de laborator, domnul Bacal Petru, Institutul de Ecologie și Geografie, aviz pozitiv, fără obiecții. Mulțumesc! Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, acum, conform procedurii, trebuie să-și expună părerea conducătorul științific. Cu regret, deci, dumnealor, dumneei, dumnealui, sunt în lumea celor drepți, deci, de ce noi o să omitem acest punct,
Vreau doar să menționez că în discuție cu doamna membru corespondent Marieni Dealcu, dumneai menționa în altă capacitate profesională a domnișoarei pretendente și deci se mândrea că are așa un discipol, deci aceasta este un argument în favoarea faptului că pretendenta face față lucrurilor și, după cum au menționat și colegii, avem un membru demn pentru comunitatea științifică care va face parte din această comunitate științifică și care va asigura continuitatea în cercetarea științifică. Permisiunea dumneavoastră, trecem la următorul punct și cuvânt se oferă deja la referenții oficiali și aș vrea primul să ofer cuvânt, deci, domn profesor din Franța, domnul doctor habilitat, profesor universitar, dacă Haidu e corect, da? Haidu Ionel, da? Universitatea din... Da, poftim, domn profesor. Mulțumesc pentru prezentare. Dați-mi voie, domnule președinte și stimați membrii ai Consiliului Științific, precum și membrii invitați sau care participați direct sau de la distanță, să vă salut și să vă transmit toate urările de bine. Poate că la început ar trebui să spun și cum anume se face că subsemnatul sunt referent oficial al acestei teze. Și o să spun foarte pe scurt. Relația pe care o am cu geografii de la Chișinău și de la Tiraspol este foarte veche. Este de 25 de ani, poate și mai mult. Și a fost înlesnită de faptul că există și funcționează un consorțiu de probleme de sisteme informatice geografice între două institute din Republica Moldova, trei chiar, din România, Universitatea din Iași, Politehnica de la Iași, de la Cluj, București. Și până în 2010 eu am lucrat profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai. Din 2011 sunt profesor în urma concursului, sunt profesor la Université Lorraine, la Nancy-Metz, în nord-estul Franței, la Alsacea Lorraine. Așa se face că am avut multiple contacte, deseori am fost în Republica Moldova, deseori ne-am întâlnit cu colegii geografi care fac sistem informațional geografic la Cluj sau la Iași, oarecum mai rar de când sunt în Franța, dar aveam de gând să strângem legăturile, am avut planul, proiecte, trebuia să dezvoltăm teze în cotutelă, deplasări, așa cum am așteptat delegația moldovenească la Cluj, aș fi dorit să vină și în Franța să ne întâlnim și toate lucrurile acestea le împărtășeam cu doamna Medialcov, dar legăturile începuseră încă de pe vremea când director era doamna Constantinova. Brusc s-au rupt aceste lucruri și iată că sunt în această situație de a susține referatul pe care l-am pregătit și doar să evoc cu tristă amintire planurile și scopurile care le-am avut înainte și care, iată, din aceste puncte de vedere, nu știu dacă se mai pot îndeplini, probabil că nu. Așa se face că am ajuns să fiu invitat și fiindcă mă ocup de hidrologie, climatologie, sisteme informaționale geografic și riscuri și dau în Franța cursuri de acest fel, am ajuns să accept să fiu referent oficial. Nu am să dau citire în întregime materialului pe care l-am pregătit, dar totuși am să prezint așa cum văd eu actualitatea, sigur concluziile,
Și am să mai adaug câteva lucruri din cuprinsul referatului, care poate că nu au fost suficient de dezvoltate în cadrul întrebărilor sau a discuțiilor și care se găsesc în referat. Mă voi străbui ca să nu repet lucruri care s-au mai spus. Mai puțin, probabil, unele probleme de actualitate și, desigur, concluziile care se pot întrezări. Deci, câteva lucruri din actualitatea problemelor studiate. Cum văd eu lucrurile și cum au început, cum cred eu că au început? În luna iulie anului 2008, munca Prutului a fost afectată de inundații extraordinare și tot în același an, dar în noiembrie, la câteva luni distanță, doamna Lucia Căpățână a demarat elaborarea tezei de doctorat privind riscul de inundații în munca Prutului. Nu a fost întâmplător să înceapă o teză la câteva luni după inundații. Evident că îndrumătorul din vremea aceea, regretatul Valentin Sofroni, constatând pagubele produse de inundații din anul 2008, a vrut să facă ceva bun pentru Republica Moldova. Să afle de ce anume barajul de la Costești Stânca nu a rezolvat definitiv problema acestui pericol. Să calculeze riscurile existente, să cartografieze arealele afectate de posibile inundații și să găsească cele mai potrivite forme de management a riscurilor. Iar ca discipol și partener al acestui frumos efort pentru țară, a devenit doamna doctorand Lucia Căpățână în anul 2008, la câteva luni după inundații. După decesul profesorului Sofroni, sarcinile de coordonator au fost preluate de membru corespondent al Academiei Mariane Dealcov, care a păstrat direcția majoră a tezei inițiale pentru a deservi necesitatea de protejare a populației și economiei în fața vicisitudinilor naturii, dar a nuanțat planul lucrării dirijându-l spre forma lui actuală. Dar iată că natura are și alte forme de a ne hărțui. Nu numai ploile torențiale, inundațiile, ci ne cere vamă prin pandemii și alte boli atunci când ne așteptăm mai puțin. Brus și pe neașteptate, după ce a fost prezentă la susținerea din catedră și din cadrul seminarului științific, a pierit și Maria Medialcom. S-a întâmplat așa, ca o viitură flash, imposibil de stăpânit. Dar această teză de doctorat și autoarea ei, doamna Lucia Căpățână, totuși merg mai departe. Astăzi teza este gata de susținerea finală și pregătită a comunica contribuții importante pentru știință, rezultate și concluzii adresabile instanțelor și organismelor economice, administrative și de mediu, privind riscurile care dăinuie în munca Prutului din cauza posibilor inundații. După cum se cunoaște, construirea barajelor și amenajarea bazinelor de acumulare pe râuri este necesară în vederea regularizării regimului de scurgere, atenuarea viiturilor, prevenirea și reducerea consecințelor inundațiilor, adică pentru schimbarea hidrologiei naturale și reducerea unor riscuri potențiale pentru societate, dar și pentru a deservi cu apă localitățile, agricultura și turbinele producătoare de energie electrică. Fiind vorba de mai mulți utilizatori ai unui lac de acumulare, fiecare utilizator, având nevoile lui specifice, deseori în contradicție cu ale celuilalt. Nu odată pot să apare conflicte de interese sau disfuncționalități în exploatarea acestuia. Evident, nu este ușor de gestionat comportamentul lacului, respectiv construirea unui grafic dispecer care să satisfacă deopotrivă atât dorința gospodarului de apă, care dorește ca lacul să fie gol, pentru ca să poată înmagazina volumul unei viituri, dar și dorința hidroenergeticianului, care dorește ca lacul să fie plin, pentru a beneficia de o mai mare și îndelungată energie potențială în vederea turbinării eficiente. Împăcarea celor două deziderate aflate în neîncetată opoziție ar fi poate facilitată dacă s-ar ține cont în mod corect de prognoza scurgerii
și evident dacă eroarea de prognoză ar fi cât mai mic posibil. Dar în cazul lacului Costei Stânca, acest lucru nu este chiar ușor de realizat, deoarece el este gestionat în tandem de către două țări, România și Moldova. Iar pe de altă parte, mai este vorba și de o a treia, de Ucraina, fiindcă scurgerea crutului se naște în această țară. Autorii tezei precizează că după finalizarea barajului în 1978, s-au înregistrat inundații în anii 1980, 98, 2006, 2008, 2010, 2020. Uneori nivelul apei a fost cu 5-7 metri mai ridicat în aval. Dar oarecum și de ce anume rolul nodului hidroenergetic Costei Stânca de regularizarea scurgerii a fost depășit de atâtea ori și parcă mai des în ultima perioadă de timp. Iar această situație nu este proprie doar lacului în cauză. Numeroase alte lacuri de baraj artificial din diferite țări trec astăzi prin asemenea momente de știrbire, mai mult sau mai puțin, a rolului pentru care au fost construite. Pe lângă contextul de gestionare a scurgerii precizat mai sus, evident că intervine și hazardul natural, adică necunoscuta, privind caracteristicile ploilor extreme, parcă din ce în ce mai agresive în ultimii ani. Nu este foarte clar, chiar pe plan mondial, dacă precipitațiile atmosferice, care variabilă aleatoare, manifestă în ultimii ani o creștere a varianței statistice, sau dacă presupusa încălzire globală și creșterea volumului de apă atmosferii, despre care Planul Internațional de Climatologie vorbește în perioada recentă, are intimat tendințe de creștere a intensității și frecvenței convecției termice și ca urmare de accentuarea externelor pluviale. Debitul mediu multianual în secțiunea barajului este de 81 metri cu pe secundă, dar debitul maxim înregistrat la sfârșitul lui iulie 2008 a fost de 50 de ori mai mare, adică 4090 metri cu pe secundă. Iar atunci când se depășește limita debitului maxim calculat de 1%, care este probabilitatea de depășire și care în cazul acestui lac este egală cu 2940 m3 cu pe secundă, conform graficului dispecer, se procedează la evacuarea viitului. Nu este ușor nici pentru gestionarea lacului Costei Stânca să ia o decizie sau alta. Pentru că la munte de lac inundațiile sunt și mai frecvente. De exemplu, în iulie 2008, criza datorată inundațiilor la munte era foarte gravă, iar ca să diminueze consecințele, a trebuit să se evacueze 850 metri cub pe secundă, ceea ce desigur a pus în pericol așezările din aval. Dar a fost imperios necesar, fiindcă există lucrări științifice care dovedesc faptul că în acel moment al lui iulie 2008, dacă nu s-ar fi luat această decizie, exista un alt risc și mai mare, cel al ruperii barajului, după cum afirmă Gheorghe Romanescu, un alt geograf reputat care a dispărut nu de mult. Mi-aș permite să afirm că un al doilea lac de acumulare pe prut ar fi foarte indicat dacă s-ar găsi procedee tehnice pentru specificul condițiilor geotehnice și, desigur, dacă ar exista bugetul necesar. Volumul lacului Costei Stânca nu este deloc unul modest, având 1.400 milioane metri cub. El se situează pe locul 2, după cel al porților de fier, dacă luăm în considerare întregul bazin al Dunării, iar combaterea inundațiilor are un debit de 550 milioane metri cub. Cu toate acestea, inundații au existat însoțite de nu puține pagube. Astfel că teza cu titlul Riscul la inundații în lunga prutului în aval de Costei Stânca, elaborată de doamna Lucia Copățână, este binevenită pentru a completa cu noi explicații cunoașterea științifică de până acum și pentru a contribui la un management eficient a riscului la inundații. Și pentru a încheia acest paragraf al referatului care privește actualitatea problemelor studiate, aș mai adăuga că întregul demers metodologic al autoare ia în considerare în mod firesc debitul maxim de atenuare a viitorului de 1%, probabilitatea de depășire respectiv 2940 m3 cu pe secundă. Ipoteza de lucru fiind că dacă se depășește acest debit,
în condiții în care și volumul disponibil al lacului pentru combaterea inundațiilor a fost atins, încep, din păcate, inundațiile. Am să spicuiesc câteva lucruri din conținutul tezei, aspectele analitice și metodologice. Are că zici tu. Argumentând că inundațiile se desfășoară peste limitele cantitative ale vedetului și probabilității de depășire menționate anterior, autoarea tezei ne aduce la cunoștință, în capitolul 2, materialele inițiale și metodele de cercetare, în cadrul capitolului 3 face valoarea riscului la inundații, pentru că în capitolul 4 să vorbească despre managementul riscului de inundații. Eu consider că este un parcurs de cercetare logic, în care, în funcție de date și metodologie, se generează rezultate științifice, care ulterior se valorifică pe linia îmbunătățirii acțiunilor și deciziilor, care vizează managementul riscului la inundații. Remarc faptul că autoarea s-a documentat bine și a citit numeroase lucrări, deoarece dovedește faptul că este la zi în ce privește folosirea terminologiei referitoare la definiția riscului, la estimarea și valoarea acestuia, precum și la noțiuni importante, cum ar fi hazardul, vulnerabilitatea, la clasificarea riscului la inundații, managementul riscului, lucruri menționate în cuprinsul tabelului 2.1. Se cuvine să mă adaug faptul că studiul acesta se pliază după normativele specifice ale Uniunii Europene, respectiv Directiva 2000/60 a Comisiei Europene în ce privește conceptul de risc, lucru pe care l-a menționat de mai multe ori. Capitolul 3, evaluarea riscului la inundații, constituie partea centrală a tezei de doctorat, în care autoarea studiului aduce cele mai importante contribuții personale. După cum am spus, probabilitatea de depășire de 1% și debitul de 2940 metri cub pe secundă constituie limita de la care nodul hidrotehnico-stei stânca este obligat să procedeze la evacuarea surplusului, apărând riscul de inundații în avant. Această limită, cu siguranță, a fost calculată pe baza înregistrărilor de date care au existat până la nivelul anului 1972, în cel mai bun caz. Volumul râurile României, deci studiul despre Prut, a apărut în 1969, pentru că începând în 1973 au demarat lucrările de construcție a barajului. Serii de date pe Prut existau la stațiile Ungheni din 1914, Drâncen în 1905, pe Fălci 1927 și Oanța 1928. Iar metodele de calcul se bazau pe distribuțiile Klinsky-Menkel sau Persiun tip 3. Nu știm dacă ulterior debitul cu probabilitatea de 1% ar fi fost actualizat pe baza îmbogățirii zestrei de date și a diversificării metodelor probabilistice prin largă aplicarea distribuțiilor bumbe, de exemplu, sau exponențiale, pentru că oricum, după apariția modului hidrotehnic, ar fi fost nevoie de reconstituirea scurgerii naturale. Nu știm dacă scurgerea naturală și nici dacă precipitațiile din perioada următorilor 50 de ani, adică din 1970 până în 2020, au aceleași caracteristici statistice ca datele pe baza cărora s-au elaborat studiile de proiect. Doamna Lucia Căpățână nu și-a pus aceste probleme și nici nu știu dacă ar fi fost posibil să găsească explicații sau soluții care ar fi aparținut celor abilitați cu problemele tehnice, pentru că, în fapt, pronamentul barajului și parametrii lui constructivi nu pot fi modificați. Ceea ce s-a putut face pentru o teză de doctorat, autoarea a făcut, în sensul că, pornind de la acest debit, a procedat la estimarea diferitelor categorii de riscuri din avat. În continuare, eu descriu în cuprinsul referatului modul în care autoarea a studiat diferitele categorii de riscuri și modul în care a adus interpretări. Am dat exemple pe parcurs. Aș mai cita un lucru foarte ingenios despre modul în care a valorificat
Da? Nu, ceva e probabil întrerupere de internet la dumneavoastră. Da. Poate dumnealui revine și atunci îi permitem ca să continue. Deci atunci, probabil că atunci dumneavoastră o să vă expuneți prima și dacă o să fie doleanță, atunci permiteți să ofer cuvântul celui de-al doilea oponent, domnul profesor Puțintică. Poftim! Mulțumesc, stimate domnule președinte, onorat Consiliul Științei Specializat. Vin cu referatul la teza de doctor în științe genomice a doamnei Lucia Căpățână cu tema enunțată, specialitatea, protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale. Evident că tema abordată este una actuală, pentru că în spate stau acei ani de inundații istorice 2008-2010, care și-a constituit temeiul de a începe aceste studii. Mi-aduc aminte că se căutau niște criterii de percepție a populației. Aveam o carte proaspăt adusă de la Cluj, a revenit de Elina Croitoru, în care un autor, Brain, încerca să cuantifice percepția populației față de anumite riscuri și Lucia cu satisfacție a găsit că riscul la inundații cum poate fi cuantificat și perceput de către populație. Deci, în contextul în care extremele acestea precipitațiilor atmosferice vor determina o creștere a lor, evident că sunt niște praguri în evoluția firească a sociogeosistemului și e clar că în perioadele acestea de mari inundații crește ponderea proceselor erozionale, în albinele râurilor crește ponderea lumecărilor de teren, altor deplasări de masă. De aceea, incontestabil că tema este una foarte actuală și încearcă să explice creșterea amploarea acestor inundații pe teritoriul și Moldova. Scopul lucrării a constat în analiza riscului la inundații în zona de studii costești Strâncaval. Metodologia este una contemporană, deci utilizează modelul InfoWorks, programul ArcGIS cu tot instrumentarul disponibil. Obține materiale cartografice de valoare pentru segmentul aval Costești-Strânca. A avut și deplasări, cercetări în teren. Acum văd că s-a întrerupt perioada de timp. Da. Ați reușit să ascultați din ceea ce am prezentat. Totul e bine, domn profesor. Vă mulțumim, poftim, continuați, da. Totul e bine. Mă auziți? Da, da, da. Auzim. Noi vă auzim, domnul profesor. În orice caz, eu am citit și concluziile pozitive. Da, da. Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat. Se poate să mai întâmplă așa ceva suntem la distanță mare. Dar ne auziți, domnul profesor? O secundă numai că eu nu vă aud prea bine. Nu știu de ce s-a întrerupt. Defecțiuni tehnice. Încă nu vă aud. Noi vă auzim. Ne-ați continuat, simt, noi vă auzim. Asta e important. Am impresia că îmi spune ca să redemarez Windows-ul, nu știu de ce, dar e bine că m-ați auzit. Aș vrea să citesc, dacă totuși m-a auzit, să spun și concluzia finală, poate că n-ați auzit chiar tot, că în consecință, mă rog, am constatat toate lucrurile pozitive și că, în consecință, apreciez că lucrarea riscului la inundații în lungul Prutului, în aval de Costești-Stânca, întrunește toate condițiile necesare pentru a fi susținută ca teză de doctorat, iar autoarea, doamna Lucia Căpățână, merită cu prisocință titlul de doctor în științe geologice.
Sper că m-ați auzit. Da, da, desigur. Domn profesor, noi vă mulțumim foarte mult ne pentru... Ne auziți? Ne auziți sau nu? Nu ne auziți, da? Nu. Nu auzi, da? Da, sunt rău. Bine, ne cerem scuze pentru defecțiunile tehnice. Asta e situația. Da. Acum ne auziți sau nu? Cred că nu, da? Ne auziți? Nu vă aud, calculatorul meu, nu știu de ce, îmi cere să insistă să reactivez Windows-ul, ceea ce a luat foarte mult timp. Da. Și acest lucru nu pot să-l fac. Bun. În momentul ăsta. Mulțumim foarte mult, domnule. Am luat un calculator nou, ca să fiu sigur că merge bine. Și uite că un calculator nou vrea să înnoiască tot. Să mai întâmplă. Dar trebuie să rezolv imediat. Bun. Mulțumim mult. Mulțumim. Da. Bun. Atunci, deci cum o să fie legătură, eu știu, o să... Da, da. Dacă... Mulțumim. Poftim, ne cerem scuze. Mulțumim, domnul președinte. Deci, Lucea reușește să utilizeze ca date primare un șir voluminos de date oferit de instituțiile publice, mă rog, specializate de resort, servicii hidrometeorologice de stat, Biroul Național de Statistică, Agenția de Bază Funciare și Cadastru, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Inspectoratul General pentru situații de urgență și alte surse de date. Ei, măi, băieți! Costești stânca, deci este abordat prin contextul acum am aud. Directivei 2007. Da. Domnul Sindicu, o clipă, să-i mulțumim, domnul. Domn profesor, noi vă suntem recunoscători pentru această analiză profundă care a completat în mare măsură deci lucrarea deci, care a fost efectuată de doamna Lucea și mă gândeam, știți, pe lângă cea engleză perfectă care doamna Lucea a prezentat-o aici în anotare, mă gândeam că poate era cazul de a prezenta și anotația în limba franceză ca recunoștință pentru activitatea dumneavoastră în această universitate prestigioasă în Franța. Nu sunt très content de vous raconter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mulțumesc. Mulțumim, da. Eu m-am străduit ca să înțeleg chiar și limba rusă, că am făcut 2 ani de rusă, mult timp înainte, acum 45 sau 50 de ani, dar 2 ani, nu unul după altul. Și câte ceva am înțeles din intervențiile domnului inginer, care vorbea de statistică, de risc zero, de calcule, așa că a fost o susținere multiculturală. Coroșo! Bun, mulțumim, domnul profesor! Da, poftim! Vă mulțumesc, domnul profesor! Poftim, continuăm. Cerem scuze. În capitolul 1, autoare reușește să aducă un scurt istoric privind manifestarea riscului la inundații și în subcapitolul aparte 1.2 este dedicat unor studii clasice anterioare pe problema de cercetare, amintind aici autorii și prezenții cercetători, domnul Orez Meniciu, Lăchin, Boiac, Ovoc, profesorul Ovoc, Bejenaru, German, Cazac, de asemenea, autorul enumeră și rezultatele studiilor și acțiunilor de prevenire și reducerea riscului la inundații, în special prin prisma proiectelor naționale, transfrontaliere, Instaver, Sport, de asistență tehnică, prevenire și reducere la provincia pentru inundații, a implementat cu ceea ce a menționat și domnul Milan, Beta Studio. Capitolul 2 aduce materiale și metode de cercetare, deci despre materiale inițiale am vorbit ceva mai sus la bază informațională, despre metodele nu neapărat contemporane, dar m-am gândit aici metoda analizică, cartografică, compactivă și altele, fondul de arhivă a serviciului hidrometeorologic de stat, care constituie o bază solidă de date. Capitolul 3 vine cu evaluarea și cum a menționat și anterior vorbitor, este centrul lucrării cu evaluarea riscului în inundație în locul capitolului.
se modelează extinderea unei inundații prolongate de 1%, se utilizează material factologic privind utilizarea terenului conform categoriilor de teren ori în 2000, dar în capitolul 4 sunt arătate ciclurile de management integrat al riscului de inundații. Iarăși, cum s-a menționat anterior, paralel cu directivele Uniunii Europene, care armonizează și se străduie să armonizeze și documentația de politici și legislația națională la aceste directive. În esență, riscul la inundații, lucrare, riscul la inundații în cărturi, în afară, Costești, stânga se remarcă printr-o complexitate incontestabilă ca studiu, datorată pe de o parte tematicii relaționale abordate, iar pe de alta voință autorului de a analiza relațiile respective de toate perspectivele pe care le-a putut identifica și pentru care a putut formula argumente pertinente. Ea este în același timp detaliată, echilibrată, în sensul că adâncime analize și argumentările concrete și minuțioase sunt prezente acolo unde riscul de inundații are un impact major asupra sociogeosistemului, diminuându-se când impactul este mai puțin pregnant. Relațiile cauzale sunt evidențiate cu claritate, argumentele invocate fiind întotdeauna incontestabile sau greu de contestat în obiectivitatea și precizia lor. Este un merit deosebit că întregul conținut răspunde cerințelor titlului, adică toate ideile, argumentele, concluziile, etc. sunt orientate în sensul evidențierii consecințelor reale pe care le produc riscul de inundație. Lucrarea prezintă un material preluat grafic destul de complex, bine realizat, judicios utilizat, ilustrat eficient, ideile textului, care ajută să înțelegem mai ușor ideile textului, contribuind totodată la îmbunătățirea acestuia. Rezultatele cercetării întreprinse au reală importanță teoretică și lucru esențial pentru o lucrare care cercetează relațiile condițiilor hidrologice cu domeniul de activitate economică, au totodată o deosebită importanță practic aplicativă. Teza de doctor în științe geonomice a doamnei Lucia Cătățână este o lucrare finalizată, științific, bazată pe rezultatele unor investigații ce țin de estimarea riscului inundații în munca turcului, în afară de Costești Stânca, ținând cont de noile conjuncturi climatice regionale. Teza are un aspect fundamental științific, practic, pentru economia reficiei. Lucrarea Lucii Cătățână corespunde cerințelor regulamentului AMACEC, și autorul merită de a-i conferi titlul de doctor în științe geologice la specialitatea protecția mediului și folosirea națională a resurselor naturale. Mulțumim mult, domnul profesor, pentru această analiză. Poftim dacă doriți să expuneți. Da, vă mulțumesc, domnul Cuțintic, pentru aprecieri și, într-adevăr, a fost, așa cum ați menționat și profesorul Haidu, ați menționat și dumneavoastră parte de creșterea intensității, de atâta intensității cât și a frecvenței hazardului și, respectiv, rezultatele menționate în teză țin de estimarea riscului la nivel spațial sau în aspect spațial în cazul zonei de studiu, Lunca Crucului, Aval de Costești Stânca. Mersi mult! Da, mulțumim! Acum, conform procedurii, fiecare din membru Consiliului Științific Specializat trebuie să expună, deci, pe imaginea lucrării prezentate. De aceea, eu știu care dorești, primul, care primul sparge gheața, deci, nicio problemă. Vă rog. Каждый член специализированного совета должен высказываться по поводу работы. Если вы желаете выступить первым, я думаю, профессор Аль после витата с США с коля Клим Баруса, а? Ну что, так не будет. Я высказал свою точку зрения. Если вы считаете, что то, что вы сказали, это уже, значит, окончательно, нет, нет проблем. Хорошо, спасибо. Бини, урматор удар, чини, да, повтим. Domnule președinte, onorată asistență, deoarece deja s-au expus foarte multe păreri pozitive și au expus părerea și oponenții, ambele pozitive fiind, îmi rămâne doar să atenționez atenția la primul minte
și anume la notele științifică tezei, și anume la faptul că pretendenta a reușit să adapteze indicele total de risc către condițiile de, deci, zonei de studiu, ceea ce i-a permis să obțină rezultate veridice. Deci niște rezultate care ușor pot să fie verificate în teren, ușor pot să fie monitorizate pentru viitor și au, deci, o continuitate. A doua punct, deci, la care m-aș referi este că problema științifică soluționată reiese din momentul că, la ora actuală, foarte frecvent vorbim despre dezvoltare durabilă. Și în acest context, elaborarea unor planuri, deci un plan care se asigure această dezvoltare, este esențial. În cazul dat, planul de gestionare a riscului la inundații, deci, constituie o prioritate în luarea deciziilor care vor facilita dezvoltarea socială, economică, deci multilaterală a zonei de studiu, ceea ce își permite ca să nu negăm valoarea aplicativă a studiului. Deci, în acest context, este într-adevăr o noutate științifică care permite o dezvoltare. Și în ultimul moment, deci, este că implementarea rezultatelor științifice deja sunt aplicate în practică și sunt, deci, deja în imbol de dezvoltare și la părere, deci, impun o supravaloare pentru teză. Metodologia utilizată de către pretendentă este aplicată deja, deci, reșind din acele expuse în studii deja internaționale, România, Republica Moldova, în cercetare, deci, la Vaslui, și, deci, va permite iarăși utilizarea lor pentru un și pentru, deci, constituie un imbol, zicem așa, pentru un studiu mai larg și poate să fie aplicat pentru alte zone de cercetare, poate să, deci, corespunde unor norme care poate fi ușor aplicate în alte bazine. Și, deci, consider că pretendentii merită să fie conferit titlul de doctor în științe geonomice la specialitatea 166.02, protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale. Mulțumim. Da, mulțumim. Poftim? Da, poftim. Dacă să-mi permiteți, cum au mai menționat deja colegii și prietenii mei, noi am stat la... Chiar probabil de la început am văzut cum se contura ideea, cum se făceau primele eforturi pentru a creiona această lucrare frumoasă pe care am ascultat-o acum. Vreau să menționez că fiind un discipol, un ucenic, un elev, poate nu chiar cel mai sărbuncios, dar totuși un elev al domnului profesor Melniciu, din primele discuții cu Lucia tot îi ziceam, Lucia, dar poate hai facem o analiză statistică mai profundă, hai poate facem o modelare mai hidrologică, mai ai una, ai alta, hai a treia. Până la urmă mi-am dat seama că Lucia a avut drzenia și curajul și nu s-a risipit în mărunțișuri, dar a organizat și a făcut o lucrare conceptuală, care iată acum poate fi dezbinată în multe și sunt sigur că vor fi colegi mai tineri care, pentru care această lucrare va servi o platformă pentru a-și realiza propriile activități. Ca să finalizez, consider că lucrarea corespunde tuturor cerințelor, merită să fie apreciată la cel mai înalt nivel și mă mândresc că am asistat la o așa prezentare interesantă. Mersi mult! Mulțumim! Poftim, domnul secretar! Domnul președinte, deci, domnul ne-a spus de mult că Codinu Șurub de susține reușit în cadrul Institutului și în special faptul că asist la două teze constitutive în care se utilizează anume cel instrument model cu care noi ne mândrim în prezent, sistemele informaționale geografice. Și vreau să felicit pretendentul care a reușit să însușească instrumente speciale de modelare, cum ar fi InfoWorks-ul, dar și alte extensii din cadrul, de exemplu, ArcGIS, au utilizat acele rezultate care s-au obținut în diverse proiecte în care dumneavoastră a activat. Respectiv, este un lucru pozitiv că aceste rapoarte nu se dau uitării, dar
continuu să fie analizate și implementate. De aceea este fără doar și poate o teză care utilizează cea mai modernă, cea mai contemporană metodologie existentă. Vreau să mă alătur la tot ce s-a spus aici, în special colegii din cadrul facultății care au menționat toate aceste lucruri. Clar că ceea ce ține de latura practică, teza urmează să fie utilizată, mai ales în elaborarea acestor planuri urbanistice sau planuri de amenajare teritoriului raional din toate aceste raioane din cadrul zonei de studii. Și aici vreau să menționez și acea temă care s-a discutat, s-a atins astăzi, referitor la metodologia utilizată unică pe ambele maluri. Într-adevăr, aici s-a utilizat directiva inundației și, din păcate, la noi se merge în ultimii ani nu pe armonizarea legislației, dar apar tot noi diferențe, cum este recent hotărârea 386, care redenumește planurile în programe, limitează perioada și conținutul. Și de aceea o doleanță personală ar fi ca pretendentă să publice teza, respectiv acele autorități care sunt în zona de studiu, ca să poată să se conducă după acest material în elaborarea capitolului de mediu în cadrul planurilor urbanistice generale, ceea ce este un lucru foarte important. De asemenea, aspectul acesta ce ține de asigurare, trebuie depus accent foarte mult în amplasarea intravilanului, a terenurilor agricole și a impune populația să se asigure, să-și asigure bunurile proprietate și mai puțin să pună povara pe bugetul de stat. Deci, încă o dată, felicitări. Din păcate, nu putem felicita conducătorii, dar cu siguranță undeva ei se bucură și cu siguranță pretendenta merită să-i confere titlul de doctor în științe geonomice la specialitatea 166-2, protecția mediului și utilizarea rațională a resurselor. Mulțumim, domnul secretar științific. Deci, într-adevăr, aveți perfect dreptate. Cea mai mare mulțumire și recunoștință conducătorul științific este faptul că ați prezentat această lucrare. Aceasta deja este foarte important. Eu am pregătit la fel un aviz. Prin misiunea dumneavoastră nu o să-i dau citire, dar menționez aici lucruri care necesită ca noi să le vociferăm. Actualitatea, noutatea și originalitatea temei, semnificația teoretică, valoarea aplicativă a lucrării. Deci ele au fost destul de argumentate expuse. Nu o să mă repet. Consider că a fost realizat un volum enorm de lucru. Aceasta dă dovadă de o capacitate înaltă de muncă a competitorului. Eu îmi amintesc, mie era conducător științific Dospiecu Boris Alexandrovici la Academia Timireazi din Moscova și Boris Alexandrovici spunea așa că doctorantul trebuie să lucreze pe formulă DEV cu BBA. Давай, 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 потом разберемся. Deci, dumneavoastră, o dată, o dată, o dată și în sfârșit și s-au murit. Și, deci, a prezentat o lucrare destul de bună. Deci, consider că autorul lucrării, doamna Lucia Căpățână, merită o apreciere înaltă, iar lucrarea realizată de autor poate, cu siguranță, fi propusă pentru conferirea gradului științific doctor în științe economice la specialitatea 66-02, protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale. Deci, el poate fi alăturat la procesul verbal. Mulțumesc. Deci, următoarea chestiune după protocol este, noi trebuie să procedem la votare. Vreau să întreb, cum procedăm? Votăm deschis sau insistați ca să fie votare închisă? Deschis. Cine pentru cei ca votare să fie deschis, rog să votați. Da? Mulțumim toți pentru. Deci, atunci, dacă așa, noi trebuie să întărim proces verbal. Când proces verbal, deci care secretarul științific o să-l pregătească, deci scriem că au fost prezenți la vot 5 membri ai Consiliului, s-au votat pro 5, contra nus, s-au obținut nus. Deci, acum,
Următoarea procedură este hotărârea Consiliului Științific Specializat. Deci... Cine este pentru oferirea... Da, mă scuzați, exact. Cine este pentru oferirea gradului științific de doctor în științe geonomice, doamne Luce Căpățână, rog să votați. Mulțumesc. Cine s-a dat de fapt s-a votat pentru Bun, deci următorul este adică nu să felicităm, dar după ce trecem și următoarea procedură și atunci deci următoarea este hotărârea Consiliului Științific Specializat. Așa e după procedură, da? Deci DO66-02-21 din cadrul Institutului Ecologie și Geografie, riscul la inundații Mănuncă Fructă, Naval de Costea și Stâncă, prezentat pentru obținerea titlului științific doctor în științe geonomice. Eu cred că toți s-au primit, da? S-au primit de tot, toți s-au primit, da? Toți au această hotărâre, da? Vă rog, dacă v-ați uitat, dacă aveți obiecții, rog să vă expuneți. Netul, da? Zămiceanii. Nu sunt, da? Destatecină. Bun, atunci, dar vă mulțumesc și atunci, acum avem de acum tot dreptul să felicităm pretendenta cu această ocazie și să-i dorim mult sănătate și succes pe viitor. Deci, după cum a fost menționat, aici nu vă opriți, dar acest reper vă stimuleze în activitate științifică deci, pe viitor. Și, deci, dacă aveți și dumneavoastră ceva, eu știu, poate să o expuneți, cu mare plăcere. Și, pentru protocol, le dau citire la decizie. Da, poftim. Și, respectiv, să o vorbim. Da, bun, îmi cer scuzare, m-am... Stimați membri Consiliului Științific Specializat, o să dau citire deciziei. Deci, în baza tezei a autoreferatului, raportului pretendentului, avizelor referenților oficiali și avizului seminarului științific de profil, avizelor asupra autoreferatului, dar și discuțiilor desfășurate în cadrul actualei ședințe, Consiliul Științific Specializat apreciază teza de doctor a doamnei Căpățână Lucia, riscul la inundație în munca Prutului, în aval de Costie Ștânca, specialitatea 166-02, protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale, ca o lucrare științifică finalizată, complexă, executată la nivel metodico-științific contemporan, cu rezultate științifice și practice foarte importante, care corespund cerințelor Agenției Naționale de Asigurare Calității în Educație și Cercetare, înaintate față de astfel de lucrări, și conferă autorului ei, doamnei Căpățână Lucia, gradul științific de doctor în știință geonomice. Noi am votat o dată, vă rog, încă o dată să votăm. Dar cine pentru această decizie, rog să votați. Unanim. Mulțumim. Mulțumim mult. Felicitări. Vă mulțumesc foarte mult pentru aprecieri. Mulți stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați depus pe durata sau din momentul în care ANACEC a venit cu această decizie și a întărit formarea Consiliului Științific Specializat. Vă mulțumesc pentru suportul și pentru încrederea pe care mi-ați oferit-o. De asemenea, vin cu mulțumiri către membrii, către referenții oficiali. Domnul profesor Haidu, vă mulțumesc foarte mult pentru receptivitate și pentru suportul acordat de fiecare dată atunci când vi s-a solicitat și promptitudinea cu care ne-ați răspuns la fiecare mesaj care l-am transmis. Chiar dacă eram departe, noi aici la Chișinău, dumneavoastră, fie la Cluj, fie undeva în Franța, întotdeauna ați venit și ați fost alături, ne-ați acordat suportul și ați răspuns prompt la fiecare solicitare care a venit din partea noastră. Vă mulțumesc foarte mult și sperăm să ne vedem și fizic la un eveniment care urmează sau care evenimente care au urmat, de exemplu, simpozionul sistemele informaționale geografice. Vă mulțumesc mult!
Domnului referent oficial, domnul Puțintică, vă mulțumesc pentru suportul acordat de-a lungul timpului, nu vorbesc doar în această perioadă, dar de-a lungul timpului, din momentul în care domnul Sofronie a acceptat să fie conducător și din momentul inițierii acestui studiu. Vin cu mulțumiri către unitate de cercetare, acolo unde am realizat această cercetare și aici mă refer la Facultatea de Geografie, dar în special la Catedra Geografie Umană, Regională și Turism. Dar sigur că această cercetare, cumva o numesc o cercetare în cadrul facultății, deoarece domnul Sofronie era membru la Catedra Geografie Generală, de aceea vin cu mulțumiri către toți membrii Catedrei Geografie Generală și implicit către toți colegii mei de la Facultatea de Geografie pentru suportul și sprijinul acordat de-a lungul timpului, fiindcă cercetarea s-a finalizat cu această lucrare, dar de-a lungul timpului au fost necesare demersuri pentru a participa la anumite traininguri de formare și de fiecare dată administrația facultății a fost receptivă din acest punct de vedere. Sigur că și un mulțumesc aparte și administrației Universității de Stat din Tiraspol, care mi-a oferit și și din această parte am avut de fiecare dată sprijin, indiferent cine s-ar fi aflat la conducere. De asemenea, am pe parcursul cercetării m-am bucurat de suportul sau am avut parte de suportul reprezentanților instituțiilor și administrațiilor publice centrale și locale. Și aici o să vreau să menționez suportul care mi-a fost oferit din partea Agenției Apele Moldovei, din partea Serviciului Hidrometeorologic de Stat, din partea unor instituții sau agenții economici, și aici chiar aș vrea să menționez numele domnului Mihail Penkov, care mi-a oferit tot suportul și sprijinul în a încerca să înțeleg anumite aspecte legate de tema supusă cercetării. De asemenea, un aport deosebit în desfășurarea cercetării mele sub coordonarea celor doi conducători, domnul Sofronie Valentin și doamna Nedealcov Maria, membru corespondent, au venit și colegii mei care cumva suntem într-o comunitate și aici o să menționez Asociația Obștească Oicumena, care mi-a oferit de fiecare dată suportul în realizarea tuturor demersurilor și rezolvarea, soluționarea unor probleme care apăreau pe parcurs. De asemenea, universitățile cu care, reprezentanților de la universitățile cu care am colaborat, și aici mă refer nu doar universitățile din țară, dar și inclusiv universitățile din România, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Gheorghe Asache din Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, unde avem foarte mulți colegi și pe parcursul participării la diverse evenimente științifice, am făcut schimb de opinii și schimb de păreri pentru a obține un studiu care a fost prezentat astăzi în variantă finală. Sigur că chiar dacă menționez pe ultima poziție, dar nu ar însemna că sunt ultimii, aș vrea să mulțumesc membrilor familiei care de fiecare dată mi-au oferit încredere și suport în a realiza această cercetare, fiindcă asta presupune timp, sau a presupus timp, chiar dacă a durat mai mult decât s-ar fi așteptat unii, în sfârșit am ajuns să prezint această lucrare în variantă finală și mulțumesc tuturor pentru suport și pentru dedicație. Sigur că aici, îmi cer scuze, nu am menționat punctat Institutul de Ecologie și Geografie, care m-a primit atunci când am venit cu demersul către doamna Nedealcov să-mi preia sau să mă ajute, să mă îndrume în a continua demersul meu științific, și tuturor membrilor Institutului de Ecologie și Geografie vă mulțumesc pentru suport de-a lungul timpului. Mersi mult! Deci eu vreau să vă mulțumesc din partea, când a căzut misiunea asta de a fi președinte, vreau să vă mulțumesc sincer la toți, atât deci membrilor Consiliului Științific Specializat, cât și tuturor participanților, oponenților. Deci eu cred că ziua de azi este o sărbătoare pentru comunitatea științifică, din cauza că comunitatea științifică a accesat un nou proaspăt doctor în știință. Noi vom înainta cu susținerea odată ce a fost acceptat de tot, vom înainta documente la ANACEC pentru a susține
această decizie care noi am adoptat-o azi și sper că deci, ea va fi susținută din cauza că merită. Succes la toți! Mulțumesc. Cu aceasta ședința noastră a luat. Ordinea de zi a fost epuizată.